Artista a postat mai multe imagini alături de soțul său, dar și un mesaj, moment în care le mărturisește fanilor că ea și Rareș Cicioban au trecut și prin situații mai dificile, ca orice cuplu, dar au reușit să le gestioneze. Azi, 4 martie, împlinim 7 ani de căsătorie. Am trecut prin toate, cu bune și rele, mereu împreună. Ne-am susținut unul pe celălalt și ne-am ascultat mereu inima. Am mers pe drumul nostru chiar dacă de cele mai multe ori am riscat. Totul a fost palpitant și chiar am trăit multe experiențe în acești 7 ani, a scris Georgiana Lobonț. Am evoluat enorm împreună și cel mai frumos este faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 2 copii superbi. Adevărata noastră bogăție. Suntem recunoscători lui și vouă tuturor celor care ne-ați fost alături în toți acești ani, a mai spus artista. Artista a primit un cadou de la partenerul său atât de 1 martie, cât și pentru ziua de naștere, care este luna viitoare. Rareș Cicioban i-a cumpărat o mașină de sute de mii de euro soției sale. Ne-am tot uitat după mașini, pentru că suntem pasionați de mașini, suntem iubitori, mai avem încă o mașină superbă acasă. Și având în vedere că spectacolele mele sunt în diferite orașe ale țării, la sute de kilometri distanță între ele, și mă gândeam dacă nu ar fi bine să mai avem încă o mașină, a povestit Georgiana. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.